Bună seara, doamnelor și domnilor! Un început de săptămână plăcut și așa cum v-am obișnuit în fiecare seară. De obicei avem un singur invitat, dar de data asta avem doi și dintr-o altă arie sportivă și anume boxul. Alături de mine în seara asta, domnul Adrian Lăcătușu, antrenor federal de box. Bună seara! Bună bine! Și alături de dânsul este Loredana Marin, campioană europeană la box la junioare. Bună seara, Loredana! Tineret. La tineret, exact. Tineret. Așa e formularea mai... Nu, mai... sunt trei categorii de vârstă diferite. Junioare, tineret, senioare. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Știm că sunteți foarte ocupați și că aveți antrenamente și competiții. O să o luăm pe rând, domnule Lăcătușu, ceea ce v-am spus și mai devreme. Înainte tuturor invitațiilor mei, le cer să-mi fac așa o poveste despre cariera lor. Prin urmare, vă rog să știu că ar fi mult de povestit, nu ne-ar ajunge 45 de minute, dar să ne povestiți un pic de cariera dumneavoastră și cum v-ați apucat. Antrenor fiind de box, la început mă ocupam de profesioniști. În 2001 a fost oficializat în România boxul feminin. Am făcut o echipă cu sprijinul unor prieteni. Am alcătuit o echipă competitivă, am câștigat cele mai multe medalii, drept pentru care am fost nominalizat la lotul care urma să facă deplasare la campionatul, primul campionat mondial de box feminin din America. Am câștigat două medalii acolo, cu Negra Camelia, prima campioană europeană, fata de la Buzău, și o altă fată de la Câmpul Mușel. Și după aceea am ținut-o tot așa. Deci m-am obișnuit cu medalii, fetele m-au obișnuit, să spun așa, prin dăruirea lor și prin munca lor. Și am făcut o carieră în boxul feminin, pentru care sunt mândru, pentru că medalele adunate de-a lungul timpului, din 2011 până în prezent, de fete, depășesc cu mult 80 de medalii europene și, europene și mondiale. Sigur că cea mai prețioasă medalie este aurul câștigat de soția mea la campionatul mondial din Rusia. Iar o satisfacție enormă să mergi să iei aur de la ruși de acolo, de unde ei nu vor să ne dea tezaurul, și am zis că noi să-l aducem așa, bucățică cu bucățică. După aceea sunt foarte multe medalii de aur la europene. Mi-ar lua timp să vă să le înșiruim pe toate, da. Nu-i așa? Numai că pot spune că fetele au făcut cinste României și apără cu drag șansele lor în ring. Nu am avut situații când o fată să se întoarcă cu spatele sau să nu lupte până la capăt. Rezultatele sunt ambițioase, sunt perseverente, sunt conștiincioase și de aici rezultatele. Să nu uităm că anul trecut avem o campioană europeană la senioare, anul acesta o campioană europeană la tineret, după, aici de față? La o săptămână după Loredana, o altă campioană europeană la junioare. Deci sunt niște rezultate, dar sunt convins că aceste rezultate nu le-am fi avut dacă ele n-ar fi înțeles că prin muncă se pot realiza. Rezultate care ne bucură foarte tare, pentru că nu sunt atât de populare în media și, uite, avem ocazia să povestim acum și avem ocazia să povestim cu tine, Loredana, și te rog să-mi povestești de ce te-ai apucat de box, când, cum, că e așa, în capul meu sunt o mulțime de întrebări și abia aștept să ți le pun pe toate. Păi, când eram mică, în generală, eram foarte violentă, băteam copii. Și mami a zis, păi, oprește-te, gata. Și eu nu terminam cu violența. Și mama m-a dat la box și s-a prins de mine, mi-a plăcut foarte mult. Și m-a descoperit maestru. Și te-ai relaxat cumva pe partea cealaltă? Adică ai devenit mai înțelegătoare cu colegii tăi? Da, da. Deci tu, practic, doar aveai foarte multă energie pe care trebuia să o descarci undeva, nu? Da. Asta a fost. Cum e în poziția de campioană europeană? Pentru că e care după tine o medalie pe care ne-ai arătat-o și care, pentru care te felicităm din suflet. Mulțumesc. Cum e? Cum te simți? Satisfăcută după 8 ani de zile în care am muncit foarte mult pentru acest vis. Pe jumătate împlinit. Pentru că nu aspir la mai mult. Îți dorești să strângi mai multe medalii, nu? Da, da. Păi să vii la noi și să vii cu brațul plin. Da. Unde le pun pe toate astea? Că n-am loc.
Mă bucur tare mult pentru tine, pentru că, în general, fetele nu se duc către zona asta, sunt foarte puține și, domnule Lăcătușu, chiar voiam să vă întreb, cum de ați ales pentru boxul feminin? De ce nu v-ați dus la boxul masculin? Care a fost îndemnul, să zic așa, care v-a făcut să mergeți către V-am cale? Spus motivația, v-am spus motiv. De fapt, mai înainte când am zis, fetele sunt mult mai perseverente, mult mai conștiincioase și vor să demonstreze că nu există mai mult, sport anume pentru băieți și sport anume pentru fete. Este sportul pentru toți. Eu n-am niciodată și nu vreau să fac diferențe între sporturi, dar boxul este un sport al bărbaților, care îl practică și femeile, dar un sport al minții. Este sportul care se face în primul rând cu mintea, nu cu mușchii de la brațe, pentru că pentru a câștiga un meci de box trebuie să gândești. Și acest lucru a fost dovedit de-a lungul timpului prin mare campion pe care i-a dat România la băieți și mai nou acum la fete. Și rezultatele nu încetează să apară. Înainte de a fi antrenor, ce ați făcut? Ați fost boxeri de performanță? Ați vrut neapărat să fiți antrenor sau aveați alte perspective? Viața m-a dus către această carieră, să spun așa. Am terminat un liceu, vreau să devin mecanic de locomotive în Giulești și la CFR, nu? Dar, în schimb, odată cu începerea liceului, am început și boxul, l-am practicat la Rapid și la alte cluburi pe unde am făcut atunci. N-am fost un sportiv de performanță, era un Simion Gheorghe mai tare decât mine la categorie pe vremea aceea. Am făcut o perioadă, dar vreau să spun că meseria care o fac acum îmi place mai mult decât aceea de sportiv, pentru că este o meserie care îți dă satisfacție prin rezultatele muncii tale. Deci eu am antrenat o perioadă la club, am antrenat o perioadă profesioniști, după care când am descoperit fetele, era un lucru nou în România, am zis să merg până la capăt și mai am un pic să împlinesc 20 de ani de când sunt antrenorul lotului de fete, lot pe care nu l-aș fi mai avut sau nu aș fi rămas aici dacă nu făceam rezultate. Și mi se pare normal ca un antrenor să fie schimbat când nu merg lucrurile. Dar, când nu mai are rezultate. Exact, da. Dar nu a fost cazul la noi și cred în fete, cred în fetele care vin din urmă, se spune că nu vin sportivi din nou. Avem sportivi suficienți, numai că trebuie să le creăm condiții. Loredana este un produs al unei echipe de antrenori, începând cu antrenorul de la club, antrenorul Bebeșelea, care a descoperit-o, i-a pus mânușile în mâini, s-a ocupat de ea, după care ea a fost cuptată în colectivul de la centru, de la Slatina, este un centru de box feminin la Slatina, unde antrenorii de acolo s-au ocupat de pregătirea ei, după care a venit perioada când a venit la lotul mare, lotul mare care cuprinde senioare, tinere și junioare, unde prin dăruirea ei și prin concurența celorlalte fete, chiar și senioare de la lot, a ajuns la marea performanță, spune, pentru că este prima campioană europeană de tineret la o categorie olimpică din România. Cred că la felul în care te-a prezentat, domnul maestru, care pe umeri așa o mândrie și o povară cumva, cred că îți dorești, cu așa cum mi-ai și spus, să obții mai multe medalii. Și care ar fi pasul următor pentru tine în perioada asta? Campionatul mondial anul care vine, 2021. Iar pe viitor, visul meu, cel mai mare vis, Olimpiada. Olimpiada care, bine, anul acesta s-a amânat din cauza pandemiei și probabil când o să îndeplinești vârsta necesară și categoria de greutate necesară, diferă neapărat cu vârsta? Momentan, nu toate categoriile de la fete sunt olimpice. Sunt doar 5 categorii. Dar după Olimpiada, care trebuia să fie anul acesta, s-a amânat pentru la anul și cred că va fi, vor deveni atât fetele cât și băieții, toate categoriile olimpice și îmi doresc acest lucru, pentru că a existat o diferență între băieți și fete. Bine, la băieți sunt atâtea categorii, la fete mai puține și așa mai departe. Nu. Haideți să tragem din același loc și să alergăm de la aceeași linie. Deci, după Olimpiada din 2021, vor fi 8 categorii la fete, 8 categorii la băieți și atunci nu va mai fi nicio diferență și sper că atunci putem vorbi de o concurență. Până atunci este mai greu. România are sportivi pregătiți în sensul ăsta pe care poate să-i trimite? La ora actuală avem un băiat calificat la Olimpiadă,
avem două fete cu șanse reale la calificări, care participă la... Deci Nikita Claudia, care a participat la Londra și s-au oprit jocurile, mai avea un meci până la calificare, dar... S-au oprit din cauza pandemiei? Din cauza pandemiei s-au oprit jocurile și noi am venit acasă, dar este și Lăcrămioara Perejoc, campioana europeană de anul trecut, care sper să facă o figură frumoasă atât pentru calificare cât și la Olimpiadă. Și să vină acasă, de ce nu, cu o medalie. Așa îți doresc și așa îmi doresc și eu și vor crea drumul pentru Loredana și cele care vin din urmă. Ne spuneați mai devreme de faptul că nu sunt condiții așa de bune în țară pentru aceste fete să se dezvolte și să se antreneze armonios. Cum vedeți problema asta din punctul acesta de vedere al infrastructurii sportive? Este simplu. La băieți sunt două centre, trei centre de olimpice, la fete un singur centru. Deja diferența spune tot. În afară de acest lucru, sunt încă antrenori care gândesc că nu necesită să investească în fete, deși eu pot demonstra că o investiție făcută într-o fată este mult mai rentabilă decât în băieți, pentru că băieții la o anumită vârstă sunt, care nu sunt controlați, nu sunt scăpați din mână și atunci îi pierzi. Fetele sunt mult mai conștiincioase, am spus-o și mă repet și merg în continuare pe ideea asta pentru că mi-au demonstrat. Și puteți avea un plan pe un timp mai îndelungat, să înțeleg, cu ele fiind ca firi un pic mai conștiincioase decât în acest moment federația stă bine din punct de vedere financiar. S-a creat o liniște financiară în primul rând. Ne putem face și sper ca fiecare să-și facă treaba acolo unde este. Și cred că putem crea o echipă care să ducă la marea performanță, pentru că avem fete de valoare. De mult timp n-au mai venit la mine antrenorul principal din Rusia să mă felicite, să-mi spună că sportiva care a ieșit la junioare are o inimă extraordinară și nu s-a aștepta, după ce a bătut rusoaica, a bătut ucraineanca, ca o româncă să vină să o bată pe sportiva din Polonia, care era cât ușani, n-aveți uși așa de mare aici, și avea 50 de kilograme peste sportiva noastră. Și sportiva noastră a câștigat. Am explicat, tatăl sportivei este rus. Și a zis, da, asta este explicația. Nu cred că asta este explicația. Suntem români, avem inima mare. Cu siguranță, nu cred că are o legătură. Nu, avem inima mare, suntem puternici, suntem, ne dăruim și putem să demonstrăm. Dar trebuie să avem o echipă în jurul acestor copii care sunt extraordinari. Și care trebuie susținuți până la urmă. Pentru că dacă nu-i susținem noi de acasă, cine să vă susțină? Foarte mult timp sportivii s-au pierdut. Chiar dacă la juniori, la tineret, nu necesită niște cheltuieli prea mari, dar când ajung la seniori, deja ei trebuie să fie cu picioarele pe pământ, să trăiască pe câștigul lor. Și la ora actuală în România sunt puține întreprinderi, nu mai există. Există Steaua și Dinamo care pot face angajări, în rest, cum se descurcă fiecare. Și atunci copiii își iau zborul și se duc și găsesc alt job și renunță la sport. Clar, fac altceva. Da. Loredana, vreau să te întreb cum a fost pentru tine momentul în care ai câștigat medalia pe care o porți la gât? Cum au fost luptele? Unde ai avut cele mai mari emoții? La primul meci au fost cele mai mari emoții. Da? Da. Pentru că mă așteptam, adică știam cât am muncit și n-avea cum să nu câștig. Adică m-am dăruit într-o totul și pe... Era încrezătoare, vorba. Da, da. Dar cu totul mi era o frică din punct de vedere arbitrajului. De ce consideri asta? De ce crezi că poate ai fi putut fi neîndreptățită sau s-ar fi putut întâmpla ceva? Da. Ei, se întâmplă din păcate în orice sport. Așa este, treaba. Din păcate, deși noi ne așteptam, pentru că au fost discuții în sensul de a scoate boxul de la Olimpiadă din cauza arbitrajului. Nu m-am speriat, credeam că va fi un semnal și se vor lua niște măsuri vis-a-vis de arbitri. În continuare, arbitrii stau în hotelurile mai bune, sunt tratați cu seriozitate și li se oferă absolut totul și ei nu judecă corect, pentru că au fost meciuri clare unde am fost frustrați. Nu. Este sport, așa îl consider și vreau, îmi doresc să se facă ceva pentru arbitrii, pentru ca ei să fie corecți, să câștige sportivul care e mai bun.
De asta este sport. Nu știam că este o problemă atât de mare arbitrajul în box, adică e foarte subiectiv, vreți să spuneți? Sau... Da, da, sunt niște echipe, echipe care și un necunoscător își dă seama când echipa este la masă și în ce parte va merge victoria. Da. Noi, de regulă, trebuie să câștigăm la distanță, să câștigăm foarte clar. Nu avem voie să facem... loc de îndoială. Exact. Pentru că altfel se înclină balanța într-o da. Altă direcție? Da, da. Așa stau lucrurile. Deocamdată suntem, într-adevăr, cineva spunea că suntem mici, da? Sigur, suntem mici pentru că nu avem oameni în structuri, nu avem oameni care să ceară dreptatea. Noi nu vrem nimic altceva. Chiar niciodată nu mi-a convenit să-mi dea un cadou, o victorie. Nu. Dacă a câștigat sportivul meu, să câștige sportivul meu. Dar, din păcate, am fost frustrat de nenumărate ori, chiar și pe față. Vă dau un exemplu cu Lăcrămioara, care e un copil drag. Face parte din cele două fete care au stat 4 ani la noi acasă și care a câștigat cu 3-2, ea fiind colțul roșu, 3-2 pe tabela de marcaj, 3-2 pentru România, și ridică mâna la Rusoaică, care era în albastru, și atunci m-am dus, am întrebat pe toată lumea ce înseamnă asta, am trimis o poză la președintele federației și a zis, bă, ați câștigat, dar de fapt noi n-am câștigat. Adică lucrurile făcute pe față. A, da, asta mi se pare... Da. Adică aici chiar e pe față. Mi este lucru inclusitor. Înregistrat, este lucru filmat, mai mult de atâta ce. Dar nu noi am cred avut că să chiar, adică e ușor un n-am un niciun interes să vă vin să spun prostii aici, seama, că se poate verifica, fi... dar așa s-a întâmplat și gândiți-vă, a pierdut fata un titlu european, o calificare, că era turneu de calificare atunci, păcat. Păi și dar... în urma contestației pe care am mers la cei îndreptățiți să explicăm și ne-au spus, acum se lucrează la legea contestației. Nu a ieșit încă, când va ieși, dar au trecut 2 ani, 3 ani de atunci și nici acum n-a ieșit legea contestației. Deci parcă toată balanța se înclină către partea nefavorabilă, să zic deci, așa. Deci e vizibil pentru oricine care vine la un campionat european, la un campionat mondial și vede de pe margine, fără să fie specialist, cine dirigează lucrurile, cum se fac cărțile, ni se spune... Este schema, așa au picat. Cum e posibil? Toți cei tari cad pe o parte, pe partea cealaltă, cine au ei interes? Și se duce în final. Dar până în finală, toți care au o anumită valoare cad ca să câștige cine doresc ei. Și eu nu mi-e frică să o spun, am și spus, dacă mi se mai întâmplă o furăciune, arunc mesele și asta este, oricum mă apropii de finalul carierei, dar am suportat suficient de mult ca să văd cum munca copiilor este pur și simplu furată. Bagiocorită exact, de anumite exact, interese, da. E păcat, mai ales că niște sunt foarte tineri. Niște interese meschine, niște interese, nu știu, nici nu știu cât valorează pentru ei o decizie invers sau dacă e și prostie la mijloc, bănuiesc, că altfel nu-mi explic. E prea, prea mare dezamăgirea când un sportiv care a câștigat se uită la mine și eu le explic, mă, da, pentru mine ai câștigat, dar din păcate nu eu arbitrez. Și ca să vadă arbitrește, să dea câștigătoare, trebuie să fie o diferență foarte mare și numai așa câștigăm. Iar scuza cu lipsa legii contestației nu mi se pare deloc plauzibilă, pentru că ar trebui să... Dau un exemplu la Loredana, care oamenii din box și deranjat pentru mine. Îl trec cu vederea. Loredana câștigă o repriză clar. A doua repriză câștigă la fel de clar și la pauză eu mă duc și îi spun Loredana, până aici tu pentru mine ai câștigat, dar nu cred că pentru cei de la mese și trebuie să o numere în repriza asta, adică să o lovească atât de puternic încât ea să fie, să fie clar. Asta a făcut Loredana, s-a întâmplat asta și să termină meciul egal. Și atunci ei cer, spune speed decision, și atunci... arbitrii mai apasă încă o dată la preferințe. Și la preferințe am câștigat noi cu 3-2 în condițiile în care o și numărăm. Deci la vă dați seama. Preferințe, adică... Da, adică hai că te preferăm totuși da. Pe tine, că prea mult le facem de râs dacă dăm invers. Dar meciul era clar pentru, inclusiv pentru ruși. Și a dat-o pe Loredana la preferințe. Sunt lucruri peste care noi am dat tot timpul, ne-am și obișnuit cu ele, dar la un moment dat nu le mai suporți. Adică băi, până unde se poate merge? Vorbim de sport. Cineva mi-a zis, păi nu e sport, dar ce este? Afacere, spectacol și pe urmă, cum crezi tu?
Ei, nu, eu am venit să facem sport și să câștige cel mai bun. Afaceri faceți voi cu ai voștri. Și pot fi făcute ulterior, tocmai ca acest sport să crească și asta să se pot face la profesioniști, unde-s bani acolo, acolo da. Dar la copii ăștia nu pot. La amatori, la copii ăștia care noi vrem să-i creștem, să-și facă o carte de vizită și sigur, dacă doresc să fac o meserie din asta, să duc la profesioniști. Și acolo... Se ducă mai departe. Da, acolo e altceva. Boxează fiecare meci, este o sumă de bani. Dar aici unde ei boxează pentru glorie, pentru palmaresul lor, pentru viitorul lor, viitor arbitru care mulți dintre ei nici n-au trecut prin sală de box. Asta e deranjant și de asta probabil este ușor să fure un meci. Sunt sportivi adevărați care i-am văzut, i-am cunoscut, nu pot să fac așa ceva pentru că și au în spate cariera și știu ce exact, înseamnă știu ce probabil înseamnă, să fii furat, să fii neîndreptățit în prisma, prin prisma arbitrajului. Totuși, Loredana, ai câștigat. Cred că mândria pentru tine și pentru toată familia ta cu totul, familia de la box și prietenii tăi de acasă a fost foarte mare. Cum te-ai simțit când te-ai întors? Nu am cuvinte să spun cum am simțit, pentru că așteptam momentul ăsta să... Să demonstrez ceea ce poți? Da, da. Și știi, uite, știi ce vreau să te întreb? Pentru că mi se pare, pentru vârsta ta, ești foarte tânăr, ai 17 ani, ai tot viitorul înainte. Ai o motivație în plus acum ca să faci asta pe termen lung, nu e așa? Da, da. Simți că e ceea ce vei face de acum înainte? Da, da. Și te-ai gândit vreodată să iei locul domnului antrenor peste niște mulți ani? După ce termin tu cu bucata ta de carieră? Locul maestrului niciodată nu pot lua, dar... Metaforic vorbind. Da, da. Pentru fetele care ar urma. Ți-ar plăcea? Te-ai vedea în postura asta? Da. Ai talent cu copii sau crezi că poate, nu știu, te-ai certa cu ei? Nu. Am și eu un frate de un an jumate și mă înțeleg foarte bine cu el și cred că așa va fi și cu ceilalți copii de aici. Ți-ai îndrumat colegii să vină la box? De ce ei... chema către această disciplină sportivă? Da, pentru că sportul te educă foarte mult și te învață foarte multe lecții de viață pe care nu le poți învăța în altă parte. Cum ar fi, spune-mi, o lecție de viață pe care ai învățat-o prin prisma sportului? Păi, am spus mai devreme, eram foarte violentă când eram mică și nu știam cum să-mi dezvolt creativitatea și energia, cum să-mi o... canalizeze așa pe un drum? Da, da. Și... am venit la box și m-a, nu știu cum să zic, m-a calmat, m-a îndrumat pe un drum pe care eu nu credeam că o să-l urmez dacă nu făceam sport de performanță. Care ar fi sfatul tău pentru cei de vârsta ta și nu numai care vor să se apuce de sport de performanță? Ce ai sfătui? Se gândească întâi la carieră, iar apoi la distracții, la tot felul de prostii. Spune. Consider că trebuie să faci anumite sacrificii în viața personală pentru a fi un bun sportiv? Da. Care sunt sacrificiile pe care tu le simți la vârsta ta? Păi, timpul nepetrecut cu familia mea. Ei, cu siguranță vei avea și timpul ăsta la un moment dat, dar ți-am zis la un moment dat când o să vii cu medaliile, și să zici, Alice, ai că mai venit, am mai luat încă una, ți le trântesc aici pe masă și abia aștept să văd momentul ăsta, pentru că sunteți copii deosebiți și meritați să veniți acasă încărcați și de laudele celor din jur. Domnule antrenor, cât de tare le lipsesc acestor fete, cât de tare le lipsește atenția publicului în momentul ăsta? E foarte adevărat că, în afară de faptul, ele își pierd probabil anii cei mai frumoși din viață, anii tinereții, când colegele lor, așa cum le spun de fiecare dată, sunt la o terasă, sunt la o plimbare, ies cu un prieten, ies și se plimbă cu, nu știu, colegii. Ele stau în sală și transpiră, au un program care respectă și cu voie și fără voie câteodată. Sacrificiul ăsta merită toată satisfacția în momentul când ele câștigă medalii. Dar cred că prezența dumneavoastră ne face mai cunoscuți, ne sprijină în a promova ceea ce fac aceste tinere, în a determina oamenii să vină la sală, nu neapărat în sală de box,
să facă sport. Sportul educă. Sportul pentru mine este cel mai bun tratament, cel mai bun medicament, cea mai bună rețetă. Deci eu nu consider niciun medicament să aibă rolul sportului, care, în afară de faptul că te educă, cum a spus Loredana, în afară de faptul că te face să ai un drum al tău în viață, sportul înseamnă sănătate. E clar, eu nu mă simt bine decât după ce fac o mișcare, fac o saună, o alergare și nu-mi trebuie nimic. Dar puțini oameni înțeleg asta. Văd că se practică scutiri de efort fizic și multe chestii care mi se par aberante. În loc să educăm tinerii pentru sport. În afară de asta, vreau să vă spun că pentru aceste fete, personal m-am ocupat ca toate fetele să-și termine școala, după care, școala, mă refer la liceu, după care să urmeze cursurile școlii de antrenori. Nu știu dacă vor fi antrenoare toate, dar... Dar vă asigurați cumva că pot avea un viitor, exact, în direcția asta? Exact. Majoritatea, când termină și se lasă de box, au carnetul de antrenor în buzunar. Sigur, majoritatea acum sunt 4 senioare și 4 senioare sunt studente la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Este bine să-i ajutăm pe acest tineri, pentru că și dacă se duc Steaua și Dinamo, încă fac angajări acum sau contracte de pregătire sportive, acolo studiile contează și oriunde te-ai duce în viață contează. Diploma studiile contează. Exact. Și atunci eu m-am ocupat și ele pot să spună de segmentul ăsta. Spuneați că o cunoașteți pe Steluța Duță. Da, da, de la mine din Steluța Duță, la o discuție, a venit ProTV-ul și a spus: Steluța, am înțeles că ai luat bacul. Da, cu cât ai luat bacul? Ea, care este o fată foarte sinceră, cu 20 de milioane. Nu trebuia să spui asta. Că ce notă ai luat, gen. Dar ea este o tipă ea e un suflet exact, sincer. Sincer, exact. Niciodată ea n-are nimic de ascuns, dar este un copil deosebit. Deci, jos pălăria, ce a făcut Duță, Steluța pentru România, nu știu. Eu nu știu să compar. Mă refer la fete, la băieți, jos pălăria. E altă categorie, alt sport. Dar Stella este Stella pentru mine. Oricând, eu sunt ca și un părinte al ei. Astăzi am vorbit cu ea în cantonamentul care vom pleca. Cred că are loc și ea oricând are loc, oriunde. În afară de asta am trecut-o de anul viitor. Va face parte din colectivul tehnic al lotului de antrenori. Are experiență necesară? Are experiență suficientă, are carnet, are bacul luat cum l-a luat și de ce să nu meargă înainte? Nici nu mai contează până la urmă. Performanța sportivă e performanța sportivă, da. Și poate cumva ar trebui menționată povestea ei, pe care sunt convinsă că foarte mulți oameni o știu, pentru că a fost câtuși de puțin mediatizată. A fost destul de... Da, dar a fost probabil ajutat și faptul că provine dintr-un mediu mai sărac, să zic, la casă de copii. Provine dintr-o realitate asta, foarte dură din România, da, de fapt. Ce nu știți dumneavoastră, prima campioană europeană a fost tot din Buzău, tot din Râmnicu Sărat, Camelia Negrea, care în semifinală la Peci, în Ungaria, a bătut o franțuzoaică și au venit cei de la France 2 sau nu știu exact ce produs din Franța. M-au întrebat, eu vorbesc franceză și le-am explicat că vine de la casă de copii și a ales sportul ăsta pentru a realiza, și a zis: este un exemplu pentru românii care vin în Franța, cerșesc, fură, nu muncesc și vor să se realizeze. Uite, fata asta a înțeles și au făcut un film. Ca la sportul. Da, a înțeles că prin sport se poate realiza și se poate rezolva financiar până la urmă. Și nu numai financiar, și social, pentru că exact, este foarte greu pentru copiii din aceste medii defavorizate să exceleze în orice, pentru că din start pleacă, am putea să-i spunem, cu un handicap moral. Așa este, da. Pleacă cu un handicap moral și iată că nu aleg toți calea, nu sunt îndrumați, din păcate sunt niște probleme reale pe care le cunoaștem cu toții, cu siguranță, și care nu ne sunt străine, dar uite, există exemple de genul ăsta care ajung campion european, campion mondial, vicecampion mondial, cu medalii la gât în sporturi pe care poate mulți le blamează. Loredana, uite, voiam să te întreb un lucru, mi-a venit ideea și sper, voiam să n-o uit. Te-ai lovit de stereotipul ăsta vreodată că boxul nu-i de fete? Da, de foarte multe ori. Cum? Poți să-mi dai un exemplu, să-mi povestești un pic? Păi, de exemplu, făceam cunoștință cu cineva și îmi spunea: wow, faci box, ești fată. Și da, și dacă da, vrei și... să ne antrenăm, îți arăt eu ție. Deci te-ai lovit de treaba asta, dar da. Consider că e corect ca oamenii să reacționeze așa? Nu. Ar trebui să fie mai...
cum se cheamă, să fie mai îngăduitori și să fie mai încrezători. Da. Nu, eu cred că, într-adevăr, fetele merită ceea lor. Pentru că ei au câștigat dreptul acesta prin muncă. Au făcut rezultate și atunci, haide să le dăm ceea lor. Așa este. Și se văd rezultatele. Câte fete aveți în total acum? Acum 15 fete de bază, să zic așa. Sunt 5 senioare, 5 tineret, 5 junioare. Care nu tot timpul sunt în pregătire 15. Am considerat că noi spunem, boxul se mai și fură. Atât ca antrenor, cât și ca sportiv. Trebuie să ai un exemplu în sală. Ori dacă pun numai junioarele într-un loc și se tineretul în alt loc și nu știu ce, n-au ce de să la vadă. Cine? La Loredana este cea mai bună din cele 5 și culcă pe ureche, nu? Dar fiind acolo cu seniorele, zice, vreau și eu ca Lăcrămioara, vreau și eu ca Nichita și tot așa. Cred eu că e o metodă bună și bănuiesc că va da roade în continuare. Deci niciodată n-am avut să strâng un lot de senioare la toate categoriile, pentru că sunt mult mai puține ca și număr decât băieții care vin la box. Nu e aceeași situație. Dar așa am considerat și văd că dă roade această metodă de pregătire comună, aș spune așa, junioare, tinere, senioare. Ca să aibă de unde să influența și ele mai mari să le ajute pe cele mai mici. Exact, și tot așa. Da, și le ajută și în educație. E o mentalitate și sănătoasă. Da. Pentru sunteți că, mai exact, mult un părinte cresc, pentru ele. Așa mi se pare, că așa vorbiți despre ele, ca și când ați fi părintele lor, nu doar antrenorul. Eu consider că suntem o familie, pentru că e și Michi acolo, când plec eu, rămân cu doamna. Chiar eu mă contrazic câteodată, sunt anumite probleme că mă contrazic cu Michi, dar constructiv, în sensul de a face să fie bine. Și la Loredana, Loredana nu a boxat un meci fără să consulte cu doamna. Să-i dea o idee, să-i spună un sfat, da. Să-i zică ceva, ce, cum trebuie să... După ce au vorbit împreună, m-a sunat pe mine, vezi că i-am zis la Loredana asta, uite ce trebuie să facă, cum consideri și tu, cum... Deci ne-ai sfătuit tot timpul, e normal să fie așa, ca să iasă bine, nu? Așa este, doamnelor și domnilor, trebuie să vă menționăm faptul că Michi este soția domnului Lăcătuș și despre care vreau să-mi povestiți exact ce mi-ați povestit înainte să intrăm în direct, că oamenii de acasă nu ne-au auzit. Cum v-ați cunoscut cu soția și, mai important, cum de s-a legat pe viață tot acest legământ? Dacă eu spun povestea, o să procedeze și alții și aș fi vrut să fiu unicat. Deci eram antrenor, Michi mai era greu sportivă. Să vă ia și alți exemplu. Da, Michi era sportiv, mi-a plăcut în primul rând ca și sportiv. Boxa frumos, avea răutatea necesară fetelor în ring și rar le lipsește lor, că ele sunt... Na, ar trebui să fac o paranteză, să spune că femeia are 3 coaste de drac. Eu nu cred, cred că le are pe toate. Și atunci... Văzându-o cum boxează, ne-am apropiat, eu eram liber, greșisem o dată și nu mă gândeam că mai greșesc și a doua oară, dar i-am spus că dacă este campionă europeană, o să ne căsătorim. Și a ieșit, dar campionă europeană mai aveam 2 sau 3. Și nu era atât de special. Da, și am spus, bine, ești campion mondial și atunci sigur. O prietenă de la ProTV m-a așteptat când am venit din Rusia. Nu vă așteptați să iasă campionul mondial? Ba da, mă așteptam și nu. Știați la ce vă înhămați? Ce vă așteaptă eram după aia? Eram convins, dar cred că era un motiv în plus de a deveni campioană mondială, mai ales că mergeam la Rusia acasă și e greu acolo să ieși campion mondial. A ieșit campionul mondial și am făcut nunta, ce să mai lungim. Și a venit Sara, o bijuterie de fată, după care a venit introducerea boxului feminin la Olimpiadă și... Ea mi-a spus că vrea să meargă la Olimpiadă și am zis, nicio problemă, se califică una, două, mergi tu cu ele și a zis, nu, vreau să merg, ca și sportivă. A, iată, voi adică... Și chiar și? S-a calificat. Deci am vrut să o fac 51, toată lumea a început, Facebook-ul de asta nici nu mă interesează prea mult, Facebook-ul a început că îi iau locul lui Steluța. Steluța este o boxeriță mare, dar niciodată pentru 51 nu va face ceva, pentru că este foarte mică, scundă. Și atunci, cine vine la 51, vine la 54 de kilograme. Puțin știu asta și atunci am dat drumul lui Michi la 60, dar 60 n-a făcut niciodată decât pentru Olimpiadă. S-a calificat, a mers la Olimpiadă, dar a pierdut în meciul cu Chinezoica. Și de aici un regret, să zic așa, că nu a luat și o medalie la Olimpiadă. Dar pentru ce a făcut ea pentru box... Jos pălăria. Da, cred că experiența sine a contat foarte mult pentru ea. Cum să nu, dar este
până la urmă, și dacă n-a luat medalie, este prima femeie calificată la prima olimpiadă de box feminin din România. Dacă deja le are pe toate, adică are titlurile, are tot... Ea este cea, chiar dacă o să audă cârcotașii, cea care va prelua frâiele acestui lot de fete, pentru că are experiență, a învățat destul. Eu îmi lipsește o medalie olimpică și pentru asta muncesc în continuare. După care vreau să rămân, să o ajut pe ea și sigur ea își va forma o echipă cu Steluța, cu, nu știu, Larisa, Turcin și mai sunt fete care activează la club. Să-și facă lor, o echipă împreună. O echipă de fete, pentru că așa văd viitorul. Până acum, a venit în 2001, de unde să luăm noi fete să punem antrenori acolo? Nu, erau și am găsit o soluție să antrenăm noi. Dar nu, colectivul tehnic la fete trebuie să fie format tot din femei, din fete care înțeleg problemele lor mai bine decât mine, că așa e normal. Și poate să se apropie altfel de ele, sigur, și să atragă, sigur, și mai multe. Da. Și cred și să vină rezultate mai multe și să-și câștige dreptul lor prin muncă și să fie acolo puse unde trebuiesc. Într-adevăr, am avut perioade când cei din federație ne-au recompensat. Am primit un an de zile, știu, Vaștea pentru băieți, eu pentru fete, 2004 cred că era. A fost o perioadă mai grea, dar... acum stăm bine financiar și de asta eu zic să aducem rezultate și fetele, n-aș mai vrea să fie diferența între fete și băieți, că ar fi avut mai puține meciuri, că au fost mai puține pe categorie. Nu este vina mea că... Că așa e competiția structurată, da, nu? Da, exact, da. Deci cam așa stau lucrurile și m-ați făcut să vă spun istoria cu Michi. Da, pentru că e o poveste foarte frumoasă, nu știu dacă ați mai spus-o pe undeva. N-am spus-o direct niciodată, pentru că n-am spus-o și eu am scăpat de am v-am spus înainte și știați despre ce e vorba. Și exact, puteam și, a fost, și era prea frumoasă. Nu era puteam prea să frumoasă. Vă mint acum, dar nu știu, o să ne vedem și o să vedeți ce copii frumoși avem. Și cam aia este averea mea. Și vă mândriți cu ea. Din păcate trecem printr-o perioadă dificilă. A început această pandemie. Cum v-a găsit? În mijlocul competiției, din câte la Londra. Și am venit de acolo și m-au băgat în izolare. Și am sunat un prieten, mi-a adus un porc ca să mă duc la magazin să mă prindă. Și am trecut și m-am băgat în izolare iar la Izvoran și am mai stat și acolo 2 săptămâni. Și iar am ieșit și am făcut 8 teste până în prezent. Nu știu de ce, nici nu știu câți bani ne-au costat, dar le-am făcut degeaba, pur și simplu. Negative toate. Lăsați mai bine că au fost așa și că mai bine... Da, eu sincer să fiu caut, să respect că atâta cât pot distanța, masca acolo unde trebuie, dar uite, cum suntem aici, suntem 3 persoane la 2 metri, ce mască să, pentru ce, ca să mă sufoc? Tocmai de asta sunt regulile făcute. Dar sigur că da, e bine să le respectăm, e bine să ne vedem fiecare de treabă și sigur că acum de e aglomerat sau persoane necunoscute nu poți să intri în contact. Exact, să e mai bine să fim preventivi. Loredana, cum te-a găsit pe tine perioada asta? Erai obișnuită să faci antrenamente? Erai obișnuită într-un ritm? Și în martie s-a închis totul, gata, stați acasă. În momentul ăla eram în pregătire la lot, dar eu plecasem acasă pentru școală. Iar apoi am avut niște discuții cu antrenorul de la club și m-am lăsat pe timpul pandemiei. Iar apoi l-am sunat pe maestru, maestru Lăcătuș. Maestru era în pregătire la mare, la Eforie Nord. Și m-a chemat acolo ca să mă antrenez cu senioarele, ca să fiu în pregătire, ca să nu mă las. Dacă nu era maestru atunci și nu m-a sunat ca să mă reîntorc la box, nu mai eram în ziua de azi. Nu era campioană europeană acum. Sigur, a fost un prim pas pe care l-am făcut. Am simțit lipsa ei, am simțit că trebuie ajutată și am adus-o lângă senioare. Noi eram cu senioarele acolo. Și a venit și în aceeași perioadă Dorel Simion, care un tip își va spune cuvântul ca antrenor în boxul românesc, acum și el a fost, el se ocupă de juniori momentan și a obținut tot 5 medalii în Bulgaria, dar e un tip care știe cum să predea din cunoștințele sale și care a văzut-o și mi-a zis: maestre, ai făcut mare lucru că această fată ai alăturat-o senioarelor și o ții lângă mata. I-am zis, am gândit că asta e singura soluție pentru ca lăcrămioara să facă sport de performanță.
Asta e singura soluție pentru ca ea să crească, să aibă exemplu. Fiecare zi vedea cum se echipează fetele astea, cum se trezesc dimineața, nu trebuia să bate la ușă. Eu nu le-am luat niciodată telefoanele. Nu cred că trebuie să mă impun atât de mult încât ele să înțeleagă necesitatea odihnei și a recuperării după efort. Și după aceea, văzându-o la antrenament, mi-a spus, da, că mă așteptam ca această fată să facă o figură frumoasă, dar nici chiar așa să bată Rusoaica în final. V-a umplut inima de bucurie, bineînțeles, Loredana. Bineînțeles, pentru că, nu știu dacă m-am spus, dar Loredana, știi, vorbeam când am venit acum în mașină, au venit moldovenii și au spus, o să vă plictisiți de imnul Rusiei până la finală. Și a zis, nu faceți probleme, că o să-l întrerupem noi. Când ajungem la 60 de kilograme și o să cânte un imn pe care trebuia să-l știți voi, chiar dacă vă dați fraz cu noi, dar nu știți, îl știți par rușilor. O să vă învățăm noi imnul României. Și așa s-a întâmplat. Și să sperăm că o să se întâmple așa și în anul următor, da. Și da. La următoarele competiții, că avem multă încredere în voi. Domnule antrenor, spuneți-ne care sunt următoarele competiții care vă așteaptă în perioada ce urmează? Urmează un an... Chiar dacă rar am auzit vorbindu-se despre 2021 ca un an pentru unde, cu multe realizări. Da, pentru noi cred că vor fi, pentru că avem suficient de multe competiții, dar tot de pandemia asta depindem, pentru că nu știu dacă se vor ține. Dacă se vor ține, va fi un an de vârf al performanței în boxul românesc, pentru că avem competiții la toate nivelurile de vârstă, junioare, tinere, senioare, deci și europene și mondiale, plus că avem Olimpiada, care e cel mai important competiție, nu? Și care... Măcar acolo avem certitudinea că se va ține, că au anunțat... Așa, așa sperăm... Pandemie, fără așa, pandemie. Da, se ține, da. Dar noi sperăm în primul rând să luăm pas cu pas, să calificăm cele două fete, cum am zis, deși șanse... E și a treia care are la calificare, dar nu vreau să fiu prea optimist, că trebuie să fiu și realist până la urmă. Știu ce valori sunt, este greu, dar nu este imposibil. Care sunt țările de care sunteți cei mai temători când mergeți la o competiție? De departe, Rusia e cea mai puternică. Pentru tine, Loredana, tot rușii sunt... Pentru ea nu mai e Rusia. Acum nu mai e, gata, sau ne pare rău. Finală, da. Dar erau pentru tine, care erau cele mai periculoase adversare? Rusia, Italia... Da, și Italia e pe un punct bun. Acum, din lume, este China, care a devenit o forță, și spun bine când spun că adevărat, pentru că China nu avea o echipă completă și competitivă atât de bună cât este în ziua de astăzi. Dar în China s-a investit foarte, foarte mult în sport. Oamenii au înțeles că prin sport poți să realizeze mult mai multe decât am înțeles noi. Adică de ce să cheltuim banii pe medicamente când putem să-i investim în sport? În sport? Nu? Și atunci, cred eu, chinezii au înțeles lucrul acesta și au ajuns la un nivel greu de egalat. Sigur, China e mare, dar eu totdeauna am vrut să ne batem cu țările mari, cu țările adevărate, care să arătăm că suntem o forță, așa, bulgare. Bulgarii la ei acasă ne bat tot timpul, că știu cum să facă cărțile. La tine acasă, da, cam e, din păcate, nu e corect, dar se întâmplă. De ce ar trebui să vină tinerii din ziua de astăzi, în afară de motivele evidente, la box? Dacă vin la box, nu doar fetele, boxul, boxul face ce cândva făcea armata pentru băieți. Dar armata a fost bună și pentru băieți și pentru fete. S-a scos armata. O educație cum o primești în sala de sport nu o primește nici acasă de multe ori, pentru că părinții din ziua de astăzi caută să producă cât mai mult bani, să câștige, să muncească, să aducă la copii, să nu le lipsească nimic, dar copiii își omoară timpul cu altceva. Și atunci dacă copiii vin în sălile de sport, sigur, ei sunt în siguranță acolo și pot și părinții să-și facă treaba și în felul ăsta se rezolvă. Că de multe ori părinții câștigă bani mulți, dar degeaba dacă copiii sunt lăsați de izbeliște sau fără educație, fără... Un scop în viață, exact, neapărat, da, competitivitate. Da. Se bucură și de o altfel de disciplină, nu-i așa? E foarte adevărat. Și de sănătate, mai ales în perioada pentru asta prin care trecem. A cunoaște ce înseamnă sportul, trebuie să fie acolo. E greu de explicat în cuvinte. E mai bine, trebuie să vii în sală și după ce vin în sală prima oară, vii și a doua oară. Nu este nicio dată adevărat când se spune, te duci la box, îți rupe nasul.
Uitați-vă la Fere Vaștea, care pentru mine e un fenomen, nici nu se cunoaște că a boxat. Se cunoaște că s-a lăsat, că s-a îngreșat un pic. Dar Fere e același om, drăguț, același om cum ar a fost tot timpul și n-are niciun semn al sportul ăsta care l-a practicat și pentru mine Vaștea este cel mai mare boxer al României. Care ar fi momentul în care... Am înțeles că mai aveți câțiva ani și vreți să ieșiți din activitate, o perioadă. Care ar fi momentul care v-ar mulțumi cel mai tare? Am spus-o de multe ori. Nu întâmplător la box s-au stabilit niște categorii de greutate și categorii de vârstă. Nu poți să bagi un copil să bată cu un senior, nu? Ei, la fel și cu noi, bărbații și femeile. S-au stabilit niște ani de pensionare. Hai să-i respectăm, că nu aiurea s-au stabilit anii aceia. Eu când a venit pensia, eu vreau să ies la pensie. Pentru că am de ce treabă să fac, să mă ocup de copii, să-i duc la școală, la grădiniță, numai că a terminat și grădinița Mihai și la școală și dar el. O să aveți cu siguranță foarte mult de plus că o să-l facă nepoței, că până la urmă sunt ca și fetele mele. Și o să am grijă și de ei. Nu? O să fiți bunicul multor nepoții. Eu sunt și acum bunic, am o fată mare și am trei fetițe de la ea, dar... V-am zis, pentru noi, lotul este o familie. Ne bucurăm familia foarte tare și să rămânem cu mesajul ăsta. Loredana, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Domnule maestru, la fel, vă mulțumim de invitație și ne-a făcut plăcere. Vă mai așteptăm cu drag, ți-am zis, te aștept cu brațele pline de medalii. Noi ne revedem mâine seară, tot de la aceeași oră, de la 17. O seară frumoasă în continuare.